Și ați auzit cum ați ieșit? Am văzut că este ea și am ieșit să văd și ei. Și s-a întâmplat? Nu știu nicio ce s-a întâmplat. Probabil un exercițiu, un antrenament, ceva presupun, nu știu. Unii curioși, alții panicați, surucenii i-au avut astăzi ca oaspeți în curțile blocurilor unde trăiesc pe pompieri și polițiști. Din fericire nu se întâmplase nimic, doar era vorba de un exercițiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Inspectoratul General de Poliție și cu Inspectoratul de Patrulare Soroca Florești, a lansat campanie de sensibilizare a populației la asigurarea accesului pentru serviciile specializate de urgență și neadmiterea blocării căilor de acces cu genericul "Fii responsabil, salvează o viață". Dacă pe drumurile din oraș ferii se conformau și trăgeau pe dreapta, atunci prin curțile municipiului situația era mai încordată. Părere de rău, cetățenii nu conștientizează faptul că blocarea traseelor, la fel și admiterea parcărilor neregulamentare, pot conduce la tergiversarea timpului de reacție a unităților de salvatori și pompieri pentru a acționa în timp și calitativ. Cele mai blocate s-au dovedit a fi străzile Ștefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Luceafărul și Viilor. Totuși la noi, Sofie, nu sunt disciplinați, nu sunt conștienți. Lasă mașinile pe trotuare, lasă-le mașini unde le chică lor, numai slișibă lor aghine. Auto specială n-are pe unde trece, tot așa ești pompieri, ambulanță și totuși așa ești poliția. Sorocenilor le-au fost amânate pleante informative care au fost puse și pe mașinile lăsate în drum. Cum observăm, acum noi nu avem acces pentru o auto specială de intervenții ca să asigure deci o intervenție oportună în caz de orice situație excepțională. Sunt adică amânate pliante, la fel și sunt instalate niște pliante pe automobile, adică la stăpânii care încalcă adică, legea. Sunt amendați sau astăzi doar preveniți? Astăzi noi prevenim, dar data viitoare deja cred că o să amendăm. Potrivit reprezentanților Direcției Situații Excepționale, astfel de acțiuni vor mai fi desfășurate în municipiu în decurs de 10 zile.